Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Elevii din Dofteana, susținători ai protejării mediului. Spitalul Municipal de Urgență Moinești devine spital clinic de urgență. Gala sportului la Onești. Spitalul Municipal de Urgență Moinești trece printr-o transformare majoră, devenind un spital clinic. Această schimbare este marcată de înființarea unei secții clinice de chirurgie generală, făcând din Spitalul Municipal de Urgență Moinești prima unitate medicală din țară care obține acest statut fără a fi într-un centru universitar. Ordinul 1342, emis de Ministerul Sănătății la începutul lunii martie, a confirmat reorganizarea structurii organizatorice a spitalului pentru a înființa secția clinică de chirurgie generală. Această decizie a fost luată cu avizul Ministerului Educației și cu susținerea Facultății de Medicină din cadrul Universității Transilvania din Brașov. Noua secție clinică nu doar diversifică serviciile medicale cu profil chirurgical, ci și îmbunătățește calitatea actului medical prin actualizarea constantă a pregătirii profesionale și a dotărilor conform standardelor internaționale. De asemenea, susține activitățile universitare și postuniversitare, oferind un mediu propice pentru formarea tinerilor chirurgi în cadrul programului de rezidențiat. Departamentul de cercetare medicală funcționează din 2008 și noi în următoarele 3 luni de zile, aprilie, mai și iunie, avem acceptate pe linie de chirurgie 5 lucrări la congrese sau conferințe din România sau din străinătate. Care ar fi domeniul prioritar sau care ați înregistrat ce este în acest domeniu? Fără discuție, practicăm un spectru foarte larg de operații, dar emblema spitalului este în continuare, începând din 1995, 14 iulie, când s-a făcut prima operație, reprezintă operațiile laparoscopice, fiindcă la momentul acesta sunt foarte puține clinici sau secții din chirurgie din România care au o cazuistică de peste 15.000 de operații, cum avem noi. Și în momentul când te duci la un congres cu o anumită experiență, chiar dacă vor să spună multe, cifrele sunt sugestive. Oneștiul a avut parte de două evenimente de excepție. Este vorba de Gala Învățământului și Gala Sportului, evenimente de prestigiu care au adus în prim plan excelența și dedicarea tinerilor din comunitate. Joi 14 martie de la ora 10 s-a desfășurat Gala Învățământului, iar vineri 15 martie la aceeași oră Gala Sportului. Ați reușit să faceți o figură frumoasă, tu? La? Da, la aruncarea ciocanului. Iar tu? La aruncarea discului. Cât de greu a fost? Pentru că parcă nu e așa de fete, sau cel puțin așa ni se pare, dar sunteți atât de feminine, atât de frumoase și atât de puternice. Așa este sportul acum, suntem mai moderni, nu se mai poartă să fim foarte mari, trebuie să fim doar puternici și cât de cât grei. Muncim zi de zi, două antrenamente pe zi, alături de domnul nostru antrenor Zorcan Marian, îi mulțumim foarte mult pentru tot ce face pentru noi. Văd că sunteți foarte zâmbitoare. Da, suntem fericite. Ok, cum e cu femeia puternică și femeia care nu reușește să se mențină, să rămână feminină? Trebuie să găsești un echilibru. Secretul este la alimentație, trebuie să ai grijă foarte bine de alimentația ta, de corpul tău, de antrenament în sine, trebuie programat foarte bine și să ai disciplină. Este foarte important să fii disciplinat. Sunteți foarte feminine și am remarcat chestiunea asta din sală de când ați fost înainte să urcați pe scenă. Acum haideți să lăsăm gluma deoparte și să vorbim așa. V-ați propus rezultatul acesta, vorbim și serios. Da, ne-am propus rezultate foarte mari. Momentan suntem junioare, dar avem medalii și la senioare în țară la noi. Noi urmărim să luăm medalii internaționale pentru că asta ne dorim.
Ok, cum da. E? Ne-am propus un barem pentru calificare la campionatul mondial de junior de anul acesta de la Lima, din Peru. Baremul meu este 49 de metri, iar al ei este 57 de metri, 50. Mai avem... că mergeți în echipă, vă antrenați în echipă? Da, suntem în aceeași grupă și suntem colege de mai bine de 4 ani de zile. Okay. Și tragem una după alta. Adică? Adică muncim cot la cot. Am înțeles, ca în echipă. Da. Ok. Au fost momente, că acum sunteți zâmbitoare, totul e ok, dar probabil că înainte de competiție nu sunteți chiar așa de zâmbitoare și nu sunteți așa de relaxate. Sunt momente pentru un sportiv în care e low cu psihicul, cu moralul, cu cam cum e? Da, sunt momente, într-adevăr, pentru că nu putem să fim tot timpul sus, mai trebuie să învățăm din greșeli și de jos ne ridicăm sus. Da, într-adevăr, înainte de concurs sunt emoții, dar trebuie să știi să le depășești și trebuie să-ți formezi o mentalitate de învingător, fără frică la concurs, fără emoții, trebuie doar să te duci să faci ce știi, ce faci în fiecare zi. Păi de cât timp faceți să practicați acest sport? 7 ani. Iar eu de 5 ani. Am înțeles. Și n-a fost greu pentru că, totuși, uite, rezultatele se obțin după o perioadă lungă de antrenament. Da, a fost foarte greu, dar și când ajungem la victorie, cel mai frumos moment. Merită? Merită, da. Da, merită. Da, okay. Merită. Merită din plin. Da, pentru că e nemaipomenit, dar atâția ani în spate, atâtea antrenamente, atâtea ore de antrenament zilnic, viața voastră de adolescente, cred că lasă, e mai de cu virgulă. Da, nu prea avem viață de adolescentă. Dacă vrei să faci sport de performanță, trebuie să te dedici 100% pentru așa. Sport. Da. Și nu e greu? Dacă îți place, nu este greu. Eu nu consider, de exemplu, că fac un sacrificiu, e ceea ce îmi place, să mă duc la antrenament și să mă odihnesc, să am grijă de corpul meu, e ceea ce îmi place și nu consider un sacrificiu. Faptul că nu ies pe afară sau că nu mă plimb sau alte lucruri pe care alții poate au timp să le facă. Ok, ce să vă zic, care ar fi, să zicem, următorul target pe care vi l-ați fixat, următoarea medalie? Noi sperăm la campionatul mondial să ajungem cât mai sus. Da, și eu la fel. Campionatul mondial. Ce să vă zic, vă ținem pumnii și vă dorim multă baftă și fără emoții și la fel de zâmbitoare. Sunteți extraordinar de frumoase. Mulțumim. Noi vrem să-i mulțumim și doamnei directoare Ingrid Distrate pentru tot ce face pentru noi. De ce? E ok așa? Da. Nu ne lipsește absolut nimic. E tot în regulă. Da. Da. Și domnul nostru antrenor Zărcan Marian, care e mereu lângă noi și ne susține absolut tot timpul. Da. Ok, felicitări și ce să zice, ținem pumnii. Mulțumim frumos. Iată că multă muncă, multe emoții. Astăzi ați fost premiați. Cam cum te simți? Foarte bine. Foarte bine. Tu ce disciplină sportivă faci? Noi am văzut ce faci, dar spune pentru cei care ne urmăresc. Ce disciplină faci și de cât timp? Fac gimnastică artistică. Așa. Fac de la 4 ani. Și tu câți ani ai acum? 12. Adică ai vechime în gimnastică. Da. Și ai început să obții medalii. Da. Ok. E greu să fii gimnastă? Uneori. Uneori e greu? Dar de ce e greu? Că mai ai și zile proaste și zile bune. Am înțeles. E greu? Ce ți-ai dorit să fii, să zicem, stilul Nadia, nu? Toată lumea visează să fiu a doua Nadia. Se poate? Da. Se poate să fiu a doua Nadia? Da. Ok. Care ar fi, să zicem, idolul tău pe care ți l-ai fixat în gimnastică? Nadia. Nadia? Ok. Ai avut oportunitatea să cunoști? Să o cunoști? Nu? Nu. Dar ți-ai dorit să o cunoști? Da. Am înțeles. Cine știe, ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să se îndeplinească. Ai avut parte de susținerea antrenorilor, a echipei de la CSM, dar și a părinților, nu? Da. Totul face o echipă. Povestește-ne un pic pentru cei care ne urmăresc, pentru tinerii care și-ar dori, sau tinerile care și-ar dori să facă gimnastică. De ce ar trebui să facă gimnastică? Pentru că este un sport foarte frumos și... Și plin de satisfacții? Da. Dar munca din spate, pentru că se știe, gimnastele nu au viață ușoară. Da, dar se merită. Se merită? Da. Sunt restricții așa alimentare, cum auzim noi, așa? Da. Da? Am înțeles. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc, dacă e să vină să facă gimnastică. Să vă apucați să faceți gimnastică, că e cel mai frumos sport. O zi emoționantă astăzi, foarte mulți sportivi au fost premiați. Te-am văzut urcând alături de colege pe scenă. Ce sport practici? Atletism pe aruncarea discului. Am înțeles. Și nu este un sport greu, mă uit la tine, ești parcă trasă prin inel. Adică sunteți de o frumusețe așa, izbitoare, nu știu cum să zic. Totuși, e un sport mai serios, așa. Da, sunt un pic mai, cum a spus dumneavoastră, trasă prin inel, pentru că am trecut printr-o perioadă mai grea, dar
Sper ca pe viitor să pot să pun un pic mai multă masă musculară și să... Am înțeles. Ești mulțumită de rezultatele tale de până acum și de evoluția ta pe ansamblu, pentru că noi vedem sportivii toți că zâmbesc, sunt foarte fericiți, dar în spate sunt foarte multe ore de antrenament, foarte multe frustrări și mult efort fizic. Da, este... Nu sunt mulțumită în totalitate, pentru că se poate mult mai bine. Mereu se poate mult mai bine și este foarte greu să fii sportiv de performanță, pentru că sunt foarte multe ore de muncă, foarte multe zile de oboseală, dar este și foarte frumos. Și da, care este obiectivul pe care ți l-ai propus anul acesta? Pentru că bănuiesc că ori cu antrenor, ori singurică, nu știu, sau împreună cu doamna manager Ingrid Distrate, vă stabiliți niște obiective. Care sunt obiectivele, să zicem? Obiectivul meu pe anul acesta este să dau 48 de metri la aruncarea discului și posibil să ajung în primele 8 la campionatele europene și poate să urc și pe podium. Am înțeles, deci ai obiective destul de înalte, este nemaipomenit, îți ținem pumnii. A fost anul greu până acum? Da, a fost. E mult de muncă, pentru că așteptările sunt foarte mari și trebuie să depun mult mai mult efort ca până acum. Am înțeles. De cât timp practici acest sport? De 4 ani. Și de câte ori pe zi? O singură dată, pentru că nu-mi permite școala. Am înțeles. Dar e nevoie de mult antrenament. Este nevoie de foarte mult antrenament. Am înțeles. Un mesaj, dacă e, pe care ai vrea să-l transmiți antrenorilor, nu știu, cui crezi tu? Că te susține cel mai mult și mai mult. Cel mai mult mă susține domn profesor Agachi Teodoru și am foarte multă susținere și din partea familiei, pentru că dacă nu era familia, nu ajungeam. Așa. Și un mesaj pentru cei care ne urmăresc, să vină să facă sport. Sau ce crezi tu că ar trebui să facă sport? Că e greu, uite-te la, nu? Este greu, dar este și foarte, foarte frumos și eu spun să vină, pentru că este o modalitate prin a-ți ocupa timpul liber mai eficient decât să stea toată ziua în casă și... Sau pe telefon. Sau pe telefon sau orice altceva. Este un lucru mult mai frumos. Îți ținem pumnii la următoarea competiție și să dea bunul Dumnezeu să te călăuzească așa, să-ți obții tot ceea ce ți-ai propus. Mulțumesc foarte mult! Pentru 3 jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, data de 3 aprilie a devenit o sărbătoare dublă. Și asta pentru că s-au născut chiar de ziua Jandarmeriei Române. Este cazul Mariei Badea, care împlinește 22 de ani. Jandarmerița este mândră că poartă epoleți. Maria este absolventă a școlii militare de suboficer jandarm Petru Rareș-Fălticeni și dintotdeauna a avut respect pentru uniforma militară, pe care o asocia cu prestanța oferită și asumarea implicată în purtarea ei. Pentru mine, cariera militară este mai mult decât o meserie. Este despre a-ți depăși în fiecare zi limitele, despre disciplină, despre a fi responsabil și corect. Încă din timpul liceului mi-am dorit să devin militar și desigur m-am pregătit pentru acest examen important de admitere la școala militară, reușind să fiu admisă din prima încercare în jandarmerie. Nu am reușit la examenele de admitere la poliție, unde am dat de 2 ori, prima dată cu 600, respectiv a doua oară cu 300, și am zis că trebuie să schimb ceva. Când am aflat că ziua mea este chiar de ziua Jandarmeriei Române, mi-am dat seama că în viață nimic nu este întâmplător, iar la mine chiar s-a dovedit a fi așa. Gândindu-mă la început că este o meserie pentru bărbați, credeam că nu o să fac față și că nu o să reușesc să mă adaptez, dar nu am dat înapoi. Am considerat că am meritat această meserie din plin. Pe lângă faptul că am ales un inspectorat în care diferențele între bărbați și femei nu există, colegii au fost primitori încă din prima zi și chiar de atunci am simțit că am intrat cu adevărat în echipa lor. Mi-am asumat de la bun început să optez pentru o carieră militară și nu mă așteptam să fie deloc ușor. Pentru mine, consider că domeniul în care activez acum mi se potrivește cel mai bine, pentru că sunt o persoană energică și implicată. Pentru mine nu există nu pot și oricât de complicat mi se pare ceva, întotdeauna caut calea de a face lucrurile să se întâmple, a mai spus Maria. A intrat în echipa Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău luna aprilie 2023, iar de atunci încearcă să-și îndeplinească funcția cât mai onest. Mă ocup de recepționarea tuturor demersurilor, solicitărilor care vin de la cetățeni și de la instituții și asigur circuitul lor intern. Acum mă mândresc că sunt jandarmeriță și că mi s-a atribuit sintagma născută jandarmeriță.
jandarmeriță. Este primul an în care sunt felicitată de către o persoană, de exemplu, de două ori de ziua jandarmeriei române și de ziua de naștere. Celor care vor să opteze pentru carieră militară le transmit să nu-și piardă niciodată speranța, chiar și după un eșec, pentru că întotdeauna există soluții, trebuie doar să ne dorim să le realizăm și să nu acceptăm eșecul. În schimb, femeilor care vor să opteze pentru o carieră în jandarmeria română le recomand să creadă în ele și să nu se abată de la visul lor și să-și găsească forța de a trece peste orice obstacol, chiar și acolo unde pentru alții pare imposibil. Suntem puternice, devotate și capabile. De-a lungul timpului, femeile au fost văzute mai firave din punct de vedere fizic, cât și psihic sau inferioare bărbatului. Însă le arată în fiecare zi că sunt ambițioase și dornice să demonstreze că pot, că știu, că vor și că au toate calitățile necesare unei cariere de succes. Acest domeniu trebuie să te atragă de la bun început, să nu fii constrânsă să-l alegi. Ori îl alegi cu sufletul, ori deloc, a precizat Maria. Elevii școlii gimnaziale Scarla Lunghin din Dofteana au demonstrat că nu sunt indiferenți în fața problemelor de mediu și că sunt gata să acționeze pentru a trage un semnal de alarmă cetățenilor comunei cu privire la necesitatea protejării mediului. În fața problemelor identificate la nivel local, cum ar fi incendiile de vegetație, poluarea solului și a apei, prin aruncarea iresponsabilă a deșeurilor în spații nepermise, elevii au reacționat prompt, propunând și implementând proiecte menite să diminueze și să rezolve aceste situații. Experiența de 18 ani a școlii în programul internațional Eco Schools a contribuit la dezvoltarea unui spirit eco în rândul elevilor, facilitându-le implicarea în concursurile propuse de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, care au devenit adevărate provocări pentru ei. Unul dintre aceste concursuri este programul internațional Tineri Reporteri pentru Mediu, în cadrul căruia elevele din clasa a 8-a, Unguru, Rebecca Ilaria, Uglea, Ana Eliza și Semeș Andreea Ilaria, au preluat rolul de jurnaliste de mediu, îndrumate de cadre didactice și sprijinite de conducerea localității. Acestea au întreprins diverse acțiuni, de la distribuirea de fluturaj cu soluții la problemele identificate, la realizarea de reportaje și interviuri cu specialiști în domeniu și membrii ai comunității locale. Implicarea lor nu s-a oprit, ci a inclus și acțiuni concrete de ecologizare în păduri și pe albia râurilor, vizite de informare la stații de epurare și clorinare și diseminarea cunoștințelor în rândul elevilor. Eu sunt Semeș Andreea Ilaria. Mă numesc Unguru Rebecca Ilaria. Și eu sunt Uglea Ana Eliza. Suntem elevi în școala gimnazială Scarla Lunghin Dofteana, în clasa 8-a. Am identificat mai multe probleme de mediu din localitatea noastră, cum ar fi incendiile de vegetație și poluarea într-un mod constant a solului și a apei. Ne-a ajutat să luăm inițiativa și experiența pe care o avem în ecoșcoala, încă din clasele primare. Scopul nostru a fost să facem oamenii să conștientizeze efectele negative pe care le au acțiunile lor asupra mediului. Pașii pentru proiectul nostru au fost. Întâi am contactat pe cei de la Inspectoratul General pentru situații de urgență, care ne-au oferit atât sprijin cât și informații și ne-au ajutat să ne formăm articolul. Eu am promovat o fotografie în care se află o pădure din Dofteana, care este plină de gunoaie. Și am atras atenția publicului pentru a-i face să conștientizeze faptul că problema poluării este reală. În proiectul nostru am fost sprijiniți de cadrele didactice și de autoritățile locale, care ne-au ajutat să ne promovăm proiectul pe rețelele de socializare, având ca scop ajungerea informației la cât mai multe persoane. În concluzie, noi considerăm că dacă fiecare s-ar implica măcar puțin, vom putea diminua problema sau chiar o vom putea elimina. Aprilie a început cu temperaturi caniculare de august, anunțul făcut chiar de meteorologi. După luna martie cu recorduri termice, aprilie își face intrarea cu un start incendiar, aducând temperaturi de vară în plină primăvară. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a subliniat că finalul lunii martie a fost unul deosebit de călduros, cu temperaturi record atât în ceea ce privește minimele cât și maximele. Directorul ANM a explicat că valori de temperatură neobișnuite înaltă pentru această perioadă au fost înregistrate în întreaga țară, cu recorduri zilnice și lunare la un număr semnificativ de stații meteorologice. În unele zone, temperaturile maxime au atins până la 30 de grade Celsius, stabilind astfel noi recorduri pentru luna martie. Cu toate acestea, directorul ANM a avertizat că vremea se pregătește să facă o schimbare bruscă. În timp ce începutul lunii aprilie va fi caracterizat de temperaturi ridicate, se așteaptă ca precipitațiile să-și facă apariția noaptea, mai ales în vestul țării. Cu toate acestea, începutul lunii aprilie ne surprinde cu temperaturi de august, trebuie să ne pregătim pentru o schimbare rapidă a vremii, cu ploi și răcire în următoare
următoarele zile. Pe 28 martie, un eveniment cu totul deosebit a avut loc în orașul Stațiune Comănești. A fost deschis un nou magazin al francizei Sofia, brand românesc specializat în perdele și draperii pe comandă, fondat de Ana Maria Georgescu în urmă cu 20 de ani în Iași. Sofia pentru că după 20 de ani de multinaționale, după 6 luni de Danemarca în poziții de conducere, voiam un brand românesc. Vroiam să mă întorc în țară și voiam un brand românesc, dar un brand de renume. Un brand, am făcut research vreo 3-4 luni până am găsit exact ce trebuia. Ce ți-a plăcut prima dată la Sofia, în afară de faptul că e brand românesc și aici ține de mândrie așa și patriotism și tot ce înseamnă? Ce te-a încântat și ai zis da, Sofia? Este un brand de 20 de ani pe piață, un brand de tradiție, este un brand care emană stil, emană armonie, emană frumusețe și tot ce înseamnă eleganță. De aceea a lucrat într-un mediu frumos după 20 de ani de medii, de cifre și de alte. Este cu totul deosebit și de aceea am ales Sofia, nu regret că am ales Sofia. Eu sper că povestea noastră va ajunge și va încânta localitatea Comănești și toți locuitorii de aici. Noi am venit cu sufletul deschis și am fost primiți cu sufletul deschis de către toată lumea aici, astfel că vom continua povestea Sofia oriunde vom fi primiți și oriunde se va vedea o nevoie de a aduce frumosul în casele românilor. Că noi asta facem, aducem frumosul în casele românilor. Să te întreb așa pe final de interviu, de ce ai recomandat Sofia? Dar deja ai zis. Da, recomand Sofia pentru că suntem cei mai buni în domeniu, că suntem de 20 de ani pe piață, suntem profesioniști, avem calitate la prețuri accesibile, suntem un brand de lux la prețuri accesibile. Un portofoliu impresionant de clienți. Un portofoliu de 600 de proiecte Horeca, de peste 20.000 de proiecte rezidențiale, de multe muzee și instituții descentralizate, lucrăm, am făcut primării, am făcut consilii județene, deci de asta. Recomand Sofia, cu drag! În cadrul evenimentului a fost evidențiat nu doar extinderea brandului, ce deține în prezent o rețea de peste 30 de francize, ci și viziunea antreprenorială a lui Cristian Vieru, noul partener Sofia în franciză și totodată managerul acestei inițiative comăneștene. Povestea mea cu Sofia a început în urmă cu 6 ani. Am fost inițial coordonator marketing și în felul acesta mi-am și descoperit pasiunea pentru marketing, aveam oricum pasiunea pentru scris. Ulterior am evoluat destul de rapid pe poziția de director de marketing și în momentul acesta pot să spun că sunt efectiv Sofia și respir Sofia în fiecare zi. O poveste frumoasă ce durează de 6 ani sau de peste 6 ani? De peste 6 ani, da. Ce te-a făcut să rămâi alături de Sofia? Pentru că, na, poate îți doreai mai mult, mai bine, mai frumos, mai nu știu. Am simțit că este locul meu, pentru că nicio zi nu seamănă cu alta. Simt că mă dezvolt în fiecare zi în Sofia și că oportunitățile nu se termină niciodată. Deschidem o franciză în Miami, deschidem o franciză în Comănești, deschidem o franciză în Timișoara, da, urmează să deschidem o microfranciză, e un alt concept de business pe care îl lansăm pentru românii din diaspora și da, vom fi prezenți și în Mallorca, deci nu ne plictisim niciodată la Sofia și asta e o provocare pentru un om în calitate de angajat și pentru un director mai ales. Cristian Vieru este un nume cunoscut în Comănești pentru business-ul său, ce oferă servicii complete de renovare și construcție, a decis să îmbrățișeze franciza Sofia după experiență personală în calitate de client, decorându-și propria casă cu produse Sofia. Cristian Vieru a fost atât de impresionat încât a văzut oportunitatea de a aduce aceeași calitate și frumusețe în orașul natal. Evenimentul de lansare a fost o celebrare autentică a comunității locale, adunând la un loc antreprenori de seamă, designer, arhitect și dezvoltatori imobiliari. Prin prezența sa, primarul Viorel Miron și-a exprimat felicitările pentru deschiderea noului magazin cu brandul Sofia. Cristian Vieru, alături de Viorel Miron, primarul orașului Stațiune Comănești, Ionuț Iftimoaie, fost kickboxer și vedetă în multiple show-uri televizate, alături de directorii Sofia, Alina Politic și Cristina Voncu, au fost gazdele evenimentului, împărtășind cu audiența viziunea și valorile brandului. Punctul culminant al serii a fost fără îndoială momentul în care Ana Maria Georgescu, fondatorul Sofia, a transmis un mesaj online de felicitare lui Cristian Vieru, aceasta neputând fi prezentă la eveniment pentru că era într-o misiune economică în Barcelona. Barcelona
și Baleare. Seara a fost presărată cu multe surprize, precum organizarea unei tombole, prin care unul din norocoșii participanți a câștigat o lenjerie de pat exclusivă Sofia, simbol al eleganței și calității pe care brandul le promovează. Acestea au fost știrile, vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi 4 aprilie, cerul va fi parțial noros, maxima zilei ajunge până la valori de 18 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 6 grade Celsius. Vineri 5 aprilie, cerul va fi parțial noros, ne vom bucura de soare, maxima zilei ajunge până la valori de 19 grade Celsius, iar noaptea minima scade până la 7 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.